Bun găsit, prieteni, avem cronicile zilei, 3 partide la campionatul mondial. Să sperăm că vom avea parte de rezultate care să-i avantajeze pe pariuri. De ce spun asta? Pentru că m-am uitat și aseară la Faș Pariu și în această dimineață până am tras linia și am stabilit cu ce ponturi voi veni pentru dumneavoastră. 90% dintre biletele pe care voi le-ați jucat se prezintă cu victoria Germaniei, victoria Mexicului și, bineînțeles, o ploaie de goluri la Belgia-Tunisia. Dacă Mexic nu câștigă, dacă, Doamne ferește, Germania nu câștigă, probabil din nou pe seară vom vedea o avalanșă de mesaje pline de nemulțumire. Vom vedea ce se va întâmpla. Eu o să mai trag câteva coordonate pentru dumneavoastră, poate nu le știți sau poate că le știți, și vreau să vă prezint poate că alte cote pe care voi nu le-ați jucat. O să începem, bineînțeles, cu prima partidă a zilei, Belgia-Tunisia. Belgia mare favorită, o cotă de 1.35, totuși o cotă destul de bunicică. Eu îmi iau cotele mereu de la Unibet, de acolo unde vă invit și pe dumneavoastră dacă vreți să jucați. Și cel mai important lucru, dacă vreți să ne vedem la campionatul național de pariuri live București, Unibet 2018, campionat ce se va disputa pe 11 august. Prieteni, Belgia cu Carrasco, Witzel, De Bruyne la mijlocul terenului, Menier, Hazard, Mertens și Lukaku în față. Am văzut că mulți dintre voi veți juca că Lukaku va marca din nou pe Tunisia. Am văzut-o în meciul cu Anglia, o echipă care a jucat așa cum ne așteptam, o formație prudentă, organizarea pusă pe primul loc și o dispoziție mare la efort. Belgia câștigă la o diferență de maxim 2 goluri, pontul meu, prima recomandare, o cotă de 1.95 pe Unibet. Am văzut-o pe Belgia și cu Panama, dacă nu venea acel gol al lui Mertens, dacă nu mă înșel, acea super execuție, poate că belgienii s-ar fi chinuit până ar fi deschis scorul și, nu știi, poate chiar Panama rezista. Tunisia mi se pare mai bine organizată decât cei din Panama, așadar Belgia câștigă la o diferență de maxim 2 goluri, o cotă 1.95. Ținând cont de această recomandare, am mai găsit două sugestii interesante. Scor corect, prima repriză 0-0 sau 1-0 pentru Belgia. La 0-0 avem cotă 2.70 pe Unibet, la 1-0 pentru Belgia în prima repriză avem cotă de 3.20. Peste 26,5 faulturi, o cotă de 1.72, probabil. Atenție! Atenție! Chiar și Belgia în acest meci se poate duce lejer peste 14 faulturi. Nu m-ar mina deloc. Nu trebuie să ratăm de acum această variantă cu penalti în meci, mai ales că am avut un campionat mondial al loviturilor de la 11 metri. Penalti în meci pe Unibet, cotă 2.80 și minute de prelungire în a doua repriză, 5 sau mai multe, o cotă de 1.95. Și repet, nu toate ponturile trebuie să le jucați. Eu vă prezint poate alte cote pe care voi n-ați avut timp să le vedeți. Așadar, Belgia câștigă la o diferență de maxim 2 goluri, cotă 1.95, scor corect în prima repriză 0-0, 1-0, 2.70, 3.20, peste 26,5 și altul 1.72, chiar îmi place această cotă. Penalti meci la o cotă 2.80 și minute de prelungire, 5 sau mai multe, cotă 1.95. Joci penalti meci, cotă 2.80 și aștepți ca belgienii să plece pe o contră tăioasă. Vine un tunisian, îl faulează pe Hazard și ai o cotă 2.80 bifată. Mergem pe a doua partidă a zilei, Corea de Sud cu Mexic. Echipa câștigătoare nu se schimbă, mexicanii cu Layun, Carlos Vela, Lozano, spatele lui Chicharito, Herrera și Cuadrado în fața apărării. De partea cealaltă, sudcoreenii, cum am discutat și aseară la Faș Pariu, una dintre cele mai modeste echipe de la acest campionat mondial. N-au putut nici suedezilor să le pună probleme, doar în primele 10 minute au jucat cât de cât binicel. Mexic cu motoarele turate la maxim, cu o explozie din punct de vedere al optimismului după victoria contra Germaniei. Așadar, Mexic să marcheze, Mexic să aibă cele mai multe cornere, Corea de Sud să primească cele mai multe cartonașe galbene. O să încep cu această recomandare pentru că am găsit-o pe Unibet chiar în josul ofertei și primim o cotă de 4. Deci Mexic să marcheze, până aici nu cred că putem avea dubii. Mexic să aibă cele mai multe cornere, în mod normal cam așa trebuie să fie. Și Corea să primească cele mai multe cartonașe și dacă se vor întâmpla aceste 3 lucruri avem o cotă 4. Deci Mexic, să zici 2-0 pentru Mexic, Mexic să aibă mai multe cornere 6-3. Și Corea de Sud să primească cele mai multe cartonașe. Mă mulțumesc, Corea să aibă un cartonaș galben și mexicanii niciunul. Și iată cum pe acest combo putem primi o cotă de 4, dacă vreți să o jucați. Corea de Sud-Mexic, o să merg și eu pe victoria mexicanilor pe un bilet, o cotă de 1.73. Vor profita mexicanii de naivitatea coreenilor din defensivă.
un Layun, un Carlos Vela, un Lozano, un Chicharito oricând pot rezolva meciul. Așadar, doi Solin și mă mai aștept la un meci cu multe cornere, minim 9, pentru că avem două echipe care probabil vor alerga foarte mult pe teren și am văzut mexicanii cât de bine profită de spațiile libere în jumătatea adversă, minim 9 cornere, o cotă de 1.69. Și ultima partida zilei, atenție, schimbări se anunță în echipa de start a Germaniei, îl vom revedea pe Royce în primul 11, cu Draxler și Müller în spatele lui Werner, Kroos și Gündogan în fața apărării, Hector Boateng, Hummel și Kimmich pe linia de fund, Neuer în poartă, de partea cealaltă Toivonen și Berg în față, Söyne va juca într-un 4-4-2. Nu se anunță deloc un meci ușor pentru Germania, deși nemții au o cotă de 1.55 la victorie. Vom vedea, îmi doresc să câștige Germania la o cotă de 1.55, o cotă care ar ajuta probabil pe vreo 90% dintre pariori. Germania-Suedia, minim 16 faulturi Suedia, o cotă de 1.90. Suedezii vor încerca să fragmenteze cât mai mult jocul și să oprească construcția Germaniei încă de la mijlocul terenului. Și nu m-ar mira ca Suedia să aibă minim 16 faulturi bifate, o cotă de 1.90. Germania să câștige la o diferență de maxim 2 goluri. Dacă Germania va câștiga, nu cred că va face 3-0, 4-1, o cotă 1.80. Minim 3 minute de prelungire, prima repriză, o cotă de 6.50. Îmi place această cotă. Nu știu de ce, mă aștept la un meci foarte crâncen, un meci în care vom vedea multe faulturi și de ce nu, poate o accidentare mai serioasă în prima repriză și să avem, oricum s-au dat cu nemiluita minute de prelungire la acest campionat mondial, chiar și pe prima repriză, și o să joc mai mult cota, bineînțeles cu o sumă mai modestă, dar o cotă de 6.50 la minim 3 minute de prelungire în prima repriză. În a doua repriză la fel, minim 5 minute de prelungire, cotă 1.95 și să nu uităm de acel pariu multiplu, un scor corect 2-0, 0-2, 2-1 sau 1-2 ne aduce o cotă de 3.25. Mult succes, prieteni, ne reauzim pe Facebook și vă aștept cu biletele voastre câștigătoare.